Toamna se numără bobocii, dar și banii din portofele. Din păcate, tot mai mulți hunedoreni se gândesc cu groază la sezonul rece și la costul facturilor la încălzire. La Hunedoara, spre exemplu, din 10 octombrie, persoanele singure și familiile care nu au venituri mai mari de 1386 de lei, respectiv 2053 de lei, pot depune cereri pentru a beneficia de ajutoare de încălzire. Toamna aceasta nu vine cu vești bune în ceea ce privește costurile pe care cetățenii vor fi nevoiți să le suporte dacă vor căldură în locuințe. Toate prețurile au explodat în ultimele luni și oricâte calcule își fac unii hunedoreni, tot le dă cu virgulă. Astfel, la Hunedoara, spre exemplu, din 10 octombrie, cetățenii care au venituri minime vor putea depune cereri pentru a beneficia de ajutor de încălzire iarna aceasta. Direcția de asistență socială Hunedoara informează că începând cu săptămâna viitoare se pot depune cererile și declarațiile pe proprie răspundere necesare pentru obținerea ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor cu gaze naturale, energie electrică și combustibil solizi sau petrolieri pentru sezonul rece. Toate formularele se pot obține de la sediul Direcției de Asistență Socială din Hunedoara, de pe strada Mihai Viteazu, numărul 7A, mai exact în incinta fostei piețe Dunărea. Depunerea cererilor se va face mai exact începând cu data de 10 octombrie. Solicitările vor fi înregistrate personal la sediul instituției de luni până vineri. Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure, a căror venit lunar pe membru de familie este de până la 1386 de lei, respectiv al unei persoane singure este de 2053 de lei, în conformitate cu prevederile legale. Cererile și declarațiile pe proprie răspundere trebuie să fie completate cu majuscule, datate și semnate de reprezentantul familiei, fără modificări sau ștersături, și trebuie să conțină un număr de telefon de contact. Pe lângă ajutoarele pentru încălzirea locuinței, se acordă un supliment pentru energie tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și familiilor și persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute. Solicitările vor fi înregistrate prin depunere personală la sediul instituției de luni până miercuri, între orele 8 și 16, joi între orele 8 și 19 și vineri între orele 8 și 13 și 30 de minute.